Bia, Andreea și Madi continuau să vorbească despre Sergio, și mai mult despre nepotrivirea aceasta dintre Andreea și Sergio. Spunea Bia că dacă de la început au fost aceste neînțelegeri și aceste lucruri care s-au întâmplat între ei, te gândești că mai târziu poate fi și mai rău cumva nu e ok că au început cu stângul și Andreea zicea că dacă era o relație de câțiva ani, atunci spuneai că vrei să încerci să îndrepti lucrurile, să fie totul bine, dar așa nu are rost. Andreea mai spunea că de ce să se facă nefericit unul pe celălalt atâta timp cât nu au investit foarte mult în acea cunoaștere și Bia a continuat spunând că pe deasupra își mai iau și șansa unul celuilalt de a cunoaște pe altcineva. Andreea a concluzionat spunând că dacă e să-ți fie sortit, îți va fi oricum.